Gata, putem să pornim ședința de astăzi? Noi deja am început. Bună ziua! În conformitate cu prevederea articolului 133 litera A, aliniat 1 litera A și 134 aliniat 1 litera A și aliniat 5, prin discuția primarului 205 din 25 al legea 2022, a fost convocată ședința ordinară pentru 9 octombrie. Rog domnii și doamnele consilieri care au un interes personal în problemele supuse de dezbatere în Consiliul Local să se abțină. Sunt prezenți 13 consilieri, absent domnul Oprea și domnul Mărgălina. Ședința este legal constituită. Domnul Oprea lipsește, dacă vreți să alegeți un altă ședință de ședință. Următorul. Da, bună ziua, datele ordinii de zi, la punctul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Regiuni din 21.09.2022. La punctul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local din data de 13 octombrie. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea PRZ și RRU, aferent pentru construcția centralei electrice Iuliana Onești, 85 de MW. Și record, raport, scuze, la stația electrică Borzești, inițiator domnul primar Ienea Nicu Ciprian. La punctul 4, proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință, inițiator primarul Comunei Regiunii Ienea Nicu Ciprian. La punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Hedegiu, la data de 30 septembrie 2022, inițiator domnul primar Ienea. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Hedegiu pentru anul 2022, inițiator domnul primar Ienea. Și la punctul 7, diverse. Supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 21.09. Cine este pentru? Și la punctul 2 avem același lucru, tot aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local din 13 octombrie. Cine este pentru? Abțineri nu sunt. Dau citire proiectului de hotărâre privind aprobarea PUZ și RLU aferent pentru construcție centrală electrică Iuliana Onești și record la raport, cred că e greșeală, da, la stația electrică Borzești. Ca urmare a solicitării 10 Borzești Bui, beneficiarul s-a trecut la întocmirea unui plan urbanistic zonal și a unui reglament de urbanism care cuprinde pentru dezvoltarea unei centrale eoliene de 85 de MW, care cuprinde număr de 7 centrale pe care sunt pe teritoriul Comunei Hedegiu. Planul urbanistic zonal constituie un instrument de planificare urbană, de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbană a unor zone de calitate. Pentru a se obține autorizația construirii, normal să fie intracuran, pentru că nu este urbanistic extracuran, atunci, cu sprijinul societate comerciale care este interesată, se întocmește un plan de urbanism zonal, cheltuiala toată este susținută de către SCO, de, nu știu exact cum îi spune, firma care a concesionat terenul în vederea construcției centralului eoliene, la fel și tranzitarea, atât cât se impune pe teritoriul comunii noastre și pentru acordul la stația de la Borzești. Dacă aveți nevoie să întrebări pe termen aceste colegi următoare, dacă au fost discuții, mă rog, dacă au fost discuții cu proprietarii vecini, într-un fel. Sigur. Deci, l-ați văzut la articolul 2, se aprobă raportul informării publicului. Au fost două etape, s-a început în luna mai, cu amplasarea de pancarte rezistente la intemperii pe fiecare din parcele ce urmează a fi construit. S-a informat publicul prin afișaje pe site-ul instituției și la publicitate. Întrebarea asta. Nu, proprietarii vecini.
Au fost, erau, au fost trimise scrisori de informare, dar majoritatea sunt decedați sau... Dar mare parte din cei care se vecinează cu terenul respective sunt în toamne urmate, pentru că parcele respective sunt în interiorul fostelor pășuri. Cei 2.000 de metri pătrați, mare parte se vecinează cu noi pe trei laturi și pe latură cu drumul de acces. Singura problemă, și am fost câteva dezbateri, inclusiv la fundul la Agenția de Mediu, făcea referire la podurile, drumurile de acces, drumurile agricole și nu le aflăm acum, pentru că sunt zone destul de înguste unde nu știu cum o să poată încăpea acele utilaje de gabarit mărit, de câte știu eu, deși... pentru că am văzut câteva eurieri construite în țară sau chiar și în Bulgaria, am văzut câteva, sunt destul de mari, s-au văzut cu secțiuni destul de mari. Înălțimea are până la 850.000 de metri, paleta are o lungime de 75 de metri și diametrul rotativ de 250 de metri. Iar accesul se face doar prin grătirea, pentru că nu există un alt tip, am încercat pe parte silvică să venim doar pe rotunda, e mai greu. Problema este legată de cablurile, de curent electric, de internet, de televiziune, dar să ajungem în situația de a depasa acolo, o să găsim, o să găsim soluții garantate. Se mai rupă. Echipa de intervenție o să fie prezentă. Întrebam asta că există suficiente precedente în care proprietarii vecini, simțind că se face o afacere în ghilimele, privată, pe un teren apropiat, deja dintr-o dată fac ochii mari și ridică pretenții. Și dacă nu, da, nu, pericol, nu se tranzitează nicio proprietate privată, repet, nu este cazul, pentru că, cel puțin pe terenurile proprietate private a Consiliului Local, sunt în extravilanul îndepărtat, să spunem, din capul de vătaș spre Uraului, undeva pe partea aceea de Belgea. Deși extravilan nu poate nici construi acolo, decât doar urma unui pus, ca așa cum facem și noi. Nu avem o zonă turistică să judice nu știu ce pensiuni sau cabane. Și repet, mare parte din terenul respectiv se învecinează cu noi, cu noi cu OAT-ul, pentru că sunt în interiorul parcelor de pășune. Nu avem de fapt niciun alt teren decât pășunele noastre. Și mai sunt doi proprietari privați. Nu știu cum îi cheamă. Gerasim, Grigoraș, Zingheric, Gerasim, nu? Popescu și Zărnescu, parcă. Nu Zărnescu, Grigoraș, Gerasim, Gerasim de lângă pe lângă Căminul Cultural, bătrânul, care a fost consilier. Crimea. Cum? Crimea. Crimea, așa. Zărnescu, Maria, nu știu cine, și Gerasim, Gheorghe. A, aici sunt moștenitori, sunt doi moștenitori pe un teren. Da, rudele lor, nu știu dacă ar dintre ei. Nu știu unde e el, ca să știu, sincer. Și-o făd de acord cu domnul Gerasim, da? Da, da. Dar el construiește pe terenul lui, el concesionează terenul respectiv. Sunt două pe teren privat, pentru că s-au făcut și studii de vizabilitate, acolo unde curenții, eu, dacă mă întrebați, nu ne-aș toate eolienele să fost construite pe OAT, pentru că era mai mare redevența noastră. Dar două nu s-au încadrat și atunci au fost nevoie să caute proprietarul terenului care să-i concesioneze la rândul lor. Am zis că chiar concesioneze mai mică decât a noastră, pe câte știu eu. 10.000 de metri parcă au. Da, nu știu, concesioneze mai mică decât. 13.600. Da, valorii vorbesc. Cât avem noi redevența? Cât avem primăria? 300 și ceva, nu? 350 de euro. Pe toate? Pe una. Pe o suprafață. Pe an, da? Da, eu cred că un preț destul de mult, un preț extra plan. Dacă îi raportam la pășunii, trebuie să dăm mult mai puțin. Am poziționat pășunii cu un hectar pe de ori. Ți-mi dă seama, dar e mai bine așa. Da. Mai sunt discuții la acest proiect? Să punem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Trecem la proiectul următor, privind alegerea președintelui de ședință. Am vrut. Păi am spus că mergem mult la fabrică, cum se acum. Da. Să punem la vot cine este pentru. Mulțumesc frumos pentru încredere. Înseamnă că veți avea o lună de zile în plus. Ei ați puțin la locul. Da, eu vezi. Da, la viitoare cu profesorii, pentru că i-am luat locul. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Hereciu la data de 30 septembrie 2022. Domnul contabil, vă ascultăm cu mare interes.
Da, am să citesc raportul, am să sărb peste preambul. Trec direct la contul de execuție, care se prezintă astfel. Veniturile totale aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli la 30.09.2022 au fost de 7.147.430 lei, iar încasările de 9.160.576 lei, respectiv 128% din prevedere. Veniturile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 6.148.450 lei, iar cele realizate de 6.930.314 lei, respectiv 113% din prevedere. Veniturile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 998.980 lei, iar cele realizate de 2.231.262 lei, respectiv 223%, sumele încasate, datorându-se în principal din încasarea la secțiunea de dezvoltare excedentului din anul precedent. Cheltuielile totale aprobate au fost de 9.985.550 lei, iar cele efectuate în sumă de 7.002.646 lei, realizarea acestora fiind în procent de 70% din prevedere. Cheltuielile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 6.200.550 lei, iar cele efectuate de 5.319.509 lei, respectiv 86% din prevedere. Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor a bugetului propriu a fost făcută în strânsă corelare cu posibilitatea reală de încasare a veniturilor, realizându-se în anul 2022, asigurându-se dreptul de natură salarială, precum și asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționarea aparatului propriu. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost de 3.785.000 lei aprobate, iar cele efectuate de 1.683.137 lei, reprezentând 44% din prevedere. Deci, contul de execuție la 30.09.2022 înregistrează un excedent de 2.158.930 lei, din care la secțiunea de funcționare un excedent de 1.610.805 lei, iar la secțiunea de dezvoltare un excedent de 548.125 lei. La finele trimestrului 3, Comuna Helegiu înregistrează un excedent cumulat de 2.166.864 lei astfel. Excedentul la 30.09.2022 la 2.158.930 lei. Excedentul anului precedent 2.015.154 lei și sume utilizate din excedentul anului precedent de 2.007.220 lei. În ceea ce privește serviciul public de salubrizare, la 30.09.2022, contul de execuție la instituția financiară serviciul public de salubrizare se prezintă astfel. Deci veniturile trimestriale aprobate au fost de 265.470 lei, iar încasările realizate în sumă de 238.979 lei, reprezentând 90% din prevedere. Cheltuielile trimestriale aprobate au fost de 265.470 lei, iar cele efectuate de 218.913 lei, reprezentând 82% din prevedere. Deci contul de execuție registrează un excedent de 20.066 lei. La finele trimestrului, serviciul de salubrizare înregistrează un excedent cumulat de 72.174 lei astfel, excedentul la 30.09.2022 de 20.066 lei, plus excedentul anului precedent de 52.108 lei. Și cam asta e execuția la trimestrul 3.2022. Sunt discuții? Da. Doamna Vedic, vă rog. Sincer, elementele care nu le-am înțeles în contul de execuție, le-am regăsit oarecum, le-am pe achiziții, unde nu știam ce reprezintă cheltuielile din contul de execuție.
pe mine, sincer, m-am dus în bugetul ăsta și am spus-o și cu alte ocazii, adică totuși discutăm de venituri la cheltuieli la secțiunea dezvoltare de 223%. Adică Ciubut ar trebui să fie, comuna Ciubut ar trebui să fie mic pe lângă noi, la venituri, deci mai mult decât dublu. Nu vi se pare că este o problemă cu prognozarea acestui buget în condițiile în care în primele 3 trimestre ale anului avem deja 223% încasat din prognoza veniturilor? Da, veniturile prognozate la secțiunea de dezvoltare sunt foarte mici, doar ceva subvenții de la bugetul de stat sau PNDR. Dar și la funcționare, că și la funcționare, dar, acolo se știu că totul merge. Procentul mare provine din vierea excedentului din anul precedent la secțiunea de dezvoltare. Pe care nu l-ați știut când ați configurat bugetul. Păi așa se constă. Păi da, și n-ați știut cât e? Adică nu l-am luat în calcul când ați previzionat veniturile la dezvoltare, de acum va ieși 223%. Da, nu știu, da, sună foarte frumos, sună foarte frumos, sunt foarte multe. Nu este o problemă, pentru că eu ca să pot face o investiție, să o demarez la începutul anului imediat, nu trebuie să aștept încasarea veniturilor pe parcursul anului. Am acest excedent pe care îl utilizez, îl virez imediat la secțiunea de dezvoltare, el se duce pe veniturile secțiunii de dezvoltare, de aia adică spuneți așa... când faceți o achiziție, nu trebuie să aveți bugetată în buget acea achiziție? Ba da, este bugetată, cum să nu? Pentru că a spus că nu trebuie să fie și dăm urmă din... De exemplu, eu prognozez la dezvoltare o sumă de 3 milioane. Așa. Suma respectivă... Așa, 7 de ani. Eu pot să o acopăr din excedentul anului trecut, și din câteva venituri pe care le încasez din alte parte. Și care nu au fost prognozate la începutul anului. Și... La începutul anului. Nu, au fost prognozate. Și, spre exemplu, la noi mai am de încasat venituri de la secțiunea de funcționare. Da, aici e 113%. Da, eu spun că așa cum este prezentat, ele arată foarte bine și oricine care nu cunoaște administrații deloc, când vede că veniturile secțiunii de funcționare sunt 113% și veniturile secțiunii de dezvoltare, veniturile sunt 223% și că nu există niciun deficit? Ba da, deficitul există. Există cel prevăzut în buget, la începutul unde? Anului. Care este deficitul, dacă trebuie? De 2.700.000. Exact această sumă utilizată, pe care am virat-o din excedentul anului trecut, de 2.7220 lei, este exact deficitul prevăzut pentru anul acesta. Așa, scrie. Dar ce se va întâmpla? La finele anului, acest excedent eu sunt obligat să-l virez înapoi. Și atunci mie va rămâne deficit pe secțiunea de dezvoltare, pe care o voi acoperi din excedentul care am rămâne de la funcționare. La sfârșitul anului și atunci va fi venit. Da, și atunci... Doar că... Lucrurile se reglează. De-abia atunci vom avea acel procent realistic la... Deci nu este realistic, recunoaște și dumneavoastră. Deci noi folosim un buget de un excedent procedat de 1.600.000. Da. Dacă ar fi să... 8, 9 sau 10 ani în zile, bani pe care întotdeauna i-am... Cred că mai bine 10 ani în zile. Cred că sunt mă fost și mai bani care întotdeauna în fiecare an am trecut la 4 ani în zile. Bani care au fost trecuți la excedent în casări. Da? Da. Așa. Dar de fapt ei reprezintă deficit. Da, dar e normal. Pentru că e normal. Adică... Despre ce vorbim? Este un rezultat frumos. Eu prognozez un deficit la începutul anului, pe care știu sigur că îl voi acoperi cu excedentul anului. În raportul de specialitate și închei, când nu are rost să polemizeze, să m-a spus, ați prezentat frumos, realitatea este cu totul alta, după cum ați spus dar și dumneavoastră. Dacă ar fi să dau la o parte acest excedent, probabil ar va fi cât am încasat, atât am și... Dacă în raportul de specialitate, dacă în raportul de specialitate există undeva, scrie undeva care este deficitul. În raportul de specialitate care l-ați făcut dumneavoastră, scrie undeva care este deficitul? Păi nu, momentan nu, pentru că nu există păi nu, deficit. Dar discutăm de excedentul la sfârșitul trimestrului 3. Da. Momentan nu pot să stabilesc un deficit, pentru că... Care este acum la mult la sfârșitul trimestrului 3? Nu este deficit. Între veniturile și cheltuielile prognozate. Tocmai că nu este deficit. Nu este deficit. Bun, mulțumesc. Da, e o asta, sună frumos. Dacă spuneți că e ok, e ok, da? Dar vă spun că eu votez. Dar spun că e doar frumos prezentat.
pentru că aminte am avea multe lucruri, dar eu tot timpul că nu sunt bani. Eu tot timpul că nu sunt bani și nu se pot face lucruri, dar uite că aici am spus că sunt, avem mulți, avem nu, extra. În momentul, la momentul ăsta, la 30-a noua, de fapt nu. Chiar. La momentul de astăzi am cheltuit tot deficitul, tot acest excedent de anul trecut. Da, mulțumesc. Dar mereu, dacă îmi permiteți, discrepanța mare, clar s-a renumărit de foarte multe. Vă dă doamna primăriar, doamna Bădic știe lucrul ăsta. Avem lucrări care le preluăm de la un an la altul și care în începutul anului trebuie să bugetate, iar pe perioada întregului an, cum e dispensarul de la Chiregiu, unde lucrarea este finalizată, să spun, într-un punct de vedere, 95% e aproape terminată și pentru că constructorul nu mai termină documentele și nu-și ia banii, vorba de vreo 700.000 de lei, care sunt bani neîncasați și pe care noi am gândit la începutul anului și am avut puși în buget, sunt învenit și vor regăsi de excedent la șutonul, dacă până atunci el nu va face excedent. Dar excedentul a fost preluat următorul an. Totdeauna excedentul comunei energie a fost în jurul 1.500.000 și 2 milioane. Și putem, știm cu toții lucrul ăsta. Iar dacă mă întrebați pe mine, se cam păstrează cam la ce era. E posibil ca la finalul anului, pe secțiunea dezvoltare, sau nu pe neapărat pe secțiunea dezvoltare, pe cumulat, să ne închidem cu un deficit. Tocmai din cauza secțiunii dezvoltare. Poate am cheltuit mai mult. Întotdeauna a fost așa. Depinde nu, anul, este. Anul trecut am avut excedent. Am cheltuit mai puțin și am avut, cu un an în urmă, am avut 1.500.000. Pe care i-a spus acolo. După care am făcut 2 milioane. E posibil anul ăsta să cheltui mai mult și atunci iau tot din acest excedent din anul trecut și mi se diminuează la finalul anului. Dar eu voi avea tot ca excedent. Domnul Montabil, vă mulțumim. Supunem spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Abțineri? Vă mulțumesc. Și trecem la următorul proiect divers. Nu s-a abținut nimeni? Nu. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Zărnescu? Nu mai e un proiect de rectificare. Câteva cuvinte despre rectificare. Sunt bani primiți pentru plata recenzorilor. Am primit 59.000 de lei, au fost rectificați printr-o dispoziție când prevede legea pentru că au venit pe hotărâre de guvern. Iar acum mi-am supus validări. Eu mi-am primit pe venituri. Au fost cheltuiți, au fost plătiți 59.000, au fost cu destinație pentru plata recefului. Doar într-un cuplu în casier. Au intrat în trezorerie, au plecat în trezorerie. Vă mulțumim, spunem spre aprobare și acest proiect. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Și așa cum spuneam, trecem la diverse. S-a înscris domnul Zărnescu, altcineva, domnul Busio, domnul Stoica. Nu ai văzut nimeni și să vă spune. El are numai 2000, așa trebuie. Și o să vreau și eu la final să spun ceva. Domnul Zărnescu, vă spun. Vreau să-i pun o întrebare, ca să fiu rugat a doua, a treia, a cincea oară pe domnul viceprimar, dar nu e aici. Atunci e domnul primar. Domnul primar, când faceți găurile acolo? A, asta era și ideea mea. Sigur. Astăzi, arță și mâine finalizăm statul de uzură pe strada centrală de București. Azi am avut fază la bineri, da? Și azi și mâine vom turna statul de uzură, azi și mâine, nu? Imediat după ce finalizăm, o să mergem la plătire, așa avem cei 3-4 găuri care trebuie să fie dată. Nu uitați și de găuri aia care e la jos, acolo, la anul Vasile, acolo, jos. Acolo, în stație, este în stație și găuri. Acolo, la Andrei, la din jos până la aia. Sunt 5. Și cine am mai văzut? Eu n-am văzut oglinda aia pe-o prima, nu? Nu am putut să o cumpăr, nici măcar n-am găsit. Te scaut o firmă care să o comercializeze. Nu știu nici măcar prețul. Eu trebuie cu prețul, pentru că cât poate să fie un preț. Eu trebuie. Știți ce mă ține pe loc? Mă ține pe faptul că am să o cumpăr și a doua zi o lăsă în spate. O să fie și banii să pise. Domnul, a zis că pune niște cabluri. Să pune domnul niște cabluri și să pune niște cabluri. Nu știu cât e eficiență. Are, ținând cont că orice șofer trebuie să asume și într-o intersecție, este un indicator stop. O punem, dar eu repet. În fiecare seară, acolo, în zona respectivă a podului, se adună câteva mașini de tineri, gălăgioși, de multe ori a fost poliția în zonă și a... Și sunt 100% convins că în momentul în care am dat pe ea, cred că e basul de lei, nu știu cum o fi, 1000 de lei, nu știu cum o fi,
și am pus-o, garantat a doua sau a treia zi vom găsi spațiu. Dar o cumpărat. Da, să pun ciucara acolo. Dom'le, camera e destul de... Noi avem camere în comun și sunt camere pe care nu știm de ele și avem fiecare sat camere. Nu putem să le punem absolut peste așa cum vrem, pentru că ar fi o investiție destul de mare pe care noi astăzi ne-o permitem. Dacă punem doar camera fără să fie raportată la o sursă de genuri și o fibră optică, degeaba am pus-o. Nu avem multe azi fibră optică, dar am pus camere acolo unde putem să stocăm informația în calculatoare de la școli, pe mine, culturale, primării, poze, poliție și nu mai sunt, sau privat. Sunt câteva care nu am acolo la pot, dar o să pun, dar repet, eu sunt convins că o va sparge. Sunt eu condiții. Asta acolo. Dar noi avem o chestie așa. Da, da. Domnul Gusiu, mulțumim. În legătură cu firma asta care a lucrat asfaltul și betonarea aia pe strada Cincilor. Da. Lucrează prea prost pentru siguranța cetățeanului. Am niște fotografii, bazinul l-a făcut, legătura din strada Ciunci, se desparte la Unica Sandu acolo, au bazinul l-a făcut, sau căminul ăla pentru ce e făcut, nu știu, e greșit, da, din punctul meu de vedere. Eu căbin care nu este parte a contractului respectiv, e un căbin făcut de noi la rugămintea făcută către firma de construcții. Practic nici măcar nu e trecut într-o soare de lucrări. Da. E gândită pentru că totdeauna când avem avarii pe zona ce respectivă, trebuie să oprim apa de la jucata satului. Așa a fost gândită ramificația atunci când a fost gândită și sistemul de alimentare cu apă. Și pentru a găsi un loc intermediar, să spun, între cămine, am gândit căminul respectiv. Am văzut și eu asta, am fost în teren că nu i-a pus un capac. Am înțeles că capacul este turnat, de parte de beton cu armătură. N-am înțeles, în schimb, de ce nu l-au... Asta vreau să zic, când ați gândit, când îl face, trebuia să siguranța cetățeanului, în primul rând. Deci, dacă vreți să vă arăt dovezi, cărpa aia roșie, e un stâlp sus. Da? Cărpa roșie. Da, un avertisment, da. Pentru conjurat acolo, ce poate. Dar ce putem pune altceva decât... Nu, dar nu, poți să pui și sfoară, poți să pui și bleu, poți să pui orice, dar numai siguranța contează. Deci nu contează ce se pune. Contează cine pune și cine răspunde. Sunt o grămadă de bătrâne care sunt în zona aia și cu anticap. De exemplu, pe soacră o țin închisă în curte și îi drept în fața acolo. Trebuie să-mi cui poarta să o leg cu sârmă, că nu-i cineva cunoștie din partea primăriei sau din partea celui care lucrează. Da, deci aveți două săptămâni de când e așa acolo. Deci nimeni n-am făcut nimic. Și azi înainte am fost de a veni la ședință, cum am pățit și cu școala, înainte de a veni la ședință am fost și m-am informat întâi cât de cât să mă fie. Foarte bine, asta trebuie să faceți. Deci nu-i bine, uite, cu școala, cum am fost la școală, să m-a informat, domnul director mi-a dat interdicție la treia ședință. Când am voie să merg. Când o să merg, o să merg cu televiziunea, vă promit. Eu chiar am fost azi la școală. Și eu chiar aș vrea să fiu. Și atunci merge cu toți. Eu chiar sunt mulțumit de ce se întâmplă la drăgugirea școală. Școala arată destul de bine. Eu nici n-am spus-o pentru... Ce dovezi arătați și mie, aveți cu bine? Eu trei ședințe am dovezi aici, deci care sunt dovezile de la una la altă. De la una promis și la una făcut. E cel mai simplu. Cu dovada se rezolvă totul. Cu minciuna și cu vorba, niciodată. Eu vă spun că e o școală destul de îngrijită, o școală curată, o școală în care copiii vin cu drag la școală, unui cald dat ce-și fac treaba. M-am schimbat fochistul de acolo, măsură luată domnul director, pentru că nu-și făcea treaba și cred că o să fie și sancționată. Tot primul fază a fost mutat la o altă școală. Am mai curat încă o centrală termică pe care încă mă gândesc dacă o pun sau o pun în funcțiune, pentru că nu v-am anunțat luna trecută, cam n-am aveam garanția că s-a și bugetat. Școala Drăgugești va intra în reparație capitală începând în primăvară. Astăzi am fost deja cu arhitectul să facem proiectul și daliu, pentru că suntem eligibili locul 65, gen 50 ceva de cereri depuse pentru averoparea pe măsura C10 pe PNRR. Măsură deschisă acum două săptămâni și datorită firmei de consultanță, o firmă cu experiență de Iași, am reușit să depunem între primii și să fie eligibil lucrarea. O să fie destul de greu pentru noi să o băgăm în reparație, pentru că nu știu ce voi face cu copiii de acolo, că sunt cei mai mulți din comună. Cred că o să cărăm cu toți la helegiu, cu microbuze, nu știu cum să facem, două schimburi, trei schimburi. Căutați o zonă, în așa fel, că trei luni pe vară,
Este vacanță de 3 luni. Faceți jumătate, mai faceți jumătate. Dar ce, dacă o dată nu se schimbă, mai spuneți dumneavoastră din școală. Nu cred asta. Este destul de greu astăzi. Deci la odală m-am referit, de când am intrat consilier, la odală. Nici acum. Deci de pe acum când s-a făcut traversarea, la 2 ani de zile. Mai avem un an și intrăm iar în campanie. Vor fi sancționați cei care așa. Cine? Deci atunci noi de ce discutăm mai? Nu trebuie făcut mai urgent, ci urgent. De 80. Pentru ce venim să discutăm problemele comune? Credeți că le facem chiar cum vrem noi? Toate lucrurile se fac așa cum vrem. Dar cu cine răspunde? Sunt pași pe care trebuie să mai puteți. Sunt avizii pe care trebuie să obțini. Păi sunt, eu cred că pașii importanti sunt pentru cetățean. Asta cred eu după mine. Și cine, deci vorbit, discutând, pus pe masă și executat. Deci de la unul de zile la o ședință nu se poate executa nimic până la celălalt. Păi schimbăm oameni. Dacă le aduceți tot pe ăla care tot așa face, lemnul fiind de foioase, de brad, plop, e foarte slab pentru foc. Dar nu s-a întrebat ce proces verbal s-a încheiat. Eu te întreb pe tine. Păi dar nu mă, eu am interdicție, nu mai pun. Deci, am fost, stați așa, domnul director, domnul director a rămas cu domnul Vici, poți să încheie procesul verbal la primărie. Noi aici trebuie să-l semnăm. Să zică domnul director ce a făcut, pune procesul verbal. Atunci haideți să-l ascultăm. Da. Și după aia zic și eu. Și eu vorbesc aici. În urmă, la ultime ședințe, am mers împreună cu domnul Busuioc și domnul viceprimar, Modena, la școala Dumnezeu Trebuie. Problemele pe care nu știu le-a găsit la școala Dumnezeu Trebuie au fost în felul următor. Un robinet în școală, care, după spusele dânsului, nu funcționează. Deci avem apă caldă, apă rece. Se mișcă foarte ușor. Normal să se miște. Într-o parte e caldă, într-o parte e rece. Robinetul este funcțional. L-am schimbat. La toalete nu era un robinet. La chiuvetă. Bun, ok. Nu. L-am schimbat. Pentru că la toaletă, la copii, este distanță de, zic eu, 10 metri până la intrarea în școală. Unde copilul avea apă să pun lichid și hârtie igienică sau prosoape să poată șterge cămin. Am achiziționat și acel robinet la toaletă. O altă problemă era centrala. Centrala e de 20 de ani așa. A funcționat și funcționează cu acele două cazane. Am propus și funcționează și acum. Și acum funcționează. Avem căldură în școală cu acele două cazane. Am achiziționat acest cazan. Îl vom monta și pe acesta. Singurul lucru. Și am vorbit cu domnul primar, am zis că nu spun că nu fac, știe și domnul. Problema a fost acolo în felul următor. În doi muncitori de întreținere, când i aveam, domnul Potrivnice și domnul Antochi, treaba se dea în felul următor. Pe serviciul domnului Antochi, și nu pe timpul mandatului meu de director, pe timpul mandatelor din urmă, în școala Drăgugești era cald. Pe timpul domnului Potrivnice era foarte cald. Pe perioada domnului Antochi de servici, nu mai era cald. Erau aceleași cazane, aceleași lemne. Drept dovadă că astăzi, zilele astea ne-am dat drumul la foc. Pentru că era o temperatură destul de scăzută și am spus că trebuie făcut foc în școală. Deleni, căldură. Brătila, căldură. Helegiu, nu am avut căldură cu motive serioase pentru că a murit mama domnului Potârniche și avea dreptul la acele 5 zile libere. N-am înghesat de frică, a fost tot ok. În schimb, la Drăgugești, în acea zi, domnul Antochi la ora 6 și 8 minute a venit la școală, la ora 8.40 a scos focul din cazan cu lopata. Și l-a stins cu apă. De ce? L-am întrebat și eu de ce. A trebuit să mai duc până la balastră. Să-și facă treburile. Deci eu nu sunt jandarm. Lăsați-mă să termin. Am luat, pentru că sunt un om cu frică de Dumnezeu, cu bun simț, cel puțin așa mă consider eu. Am luat decizia, ca și în regulamentul de ordine interioară privind elevii, când fac câte o abatere ca asta, prima sancțiune este mustrarea verbală, apoi mutarea disciplinară la o clasă paralelă, dacă nu la o structură. Asta am făcut cu doamna Antochi. În Consiliul de Administrație, pe baza cererii domnului Antochi, a fost mutat, nu disciplinar, a fost mutat la școala gimnazială Helegiu, iar așa cum la Drăgugești, am cerut să fie disuia. Da. Așa, a fost cerut disciplinar. Am spus că nu trebuie făcută comisie de anchetă, am zis că nu mai are un pic chestie la pensie, să nu iasă cu o pată. Așa. Și cel puțin i-am zis că am luat cum să spun eu, o decizie ok. Suntem oameni,
Omul a înțeles gravitatea situației, ceea ce a făcut. L-am adus la Helegiu, este sub observația mea. Astăzi a fost perfect, la ora 8, 7 jumate, când au început copiii să vină, deja era foarte cald în școală. Încă i-am spus la ora 9 și ceva să oprească focul, este prea cald. Deci se poate face treaba. Numai dacă e supraveghere, eu nu sunt jandarm. Iar eu nu am în subordine numai școală gimnazială Drăgugești. Am și Brătila, am și Deleni, am și Helegiu. Eu zic că procesul instructiv educativ la școala gimnazială Helegiu în Drăgugești se desfășoară perfect. Eu nu v-am dat interdicție, domnul Busuioc, să veniți în școală. Eu am spus că este normal să știu și eu în momentul când veniți în școală și faceți poze, faceți poze la copii, interogați copiii spunându-le, întrebându-i dacă au hârtie igienică de acasă. Ce copil din dar nu, de ce să mint? Păi ce copil? De ce să mint dacă asta mi-au spus copiii? Și dumneavoastră îmi spuneți că ați făcut poze la copii. După ședință, mergem la copii la școală și să se vedem copiii ce îmi zice, da, copiii. De asta e bine să nu mergeți doar copiii. Dumneavoastră, eu ce am spus? Să mergem împreună. Păi dacă mă după ședință, mergeți și întrebăm, este ce spuneți. Lăsați-mă. E cel mai bine așa. Dacă vreți să vă arăt, am avut inspecție de la inspectoratul școlar și cu 12 ore înainte. M-au anunțat oamenii că vine în inspecție. Am mers eu nu vreau să fac ore de pregătire sau ceva la școală. Eu am venit pentru o internanță. Să înțelegeți dumneavoastră un singur lucru. Deci una este școala, una este mentenanța. Deci ce se petrece acolo? Am fost la toaletă, am fost la cazanul de... Da, dumneavoastră îmi spuneți că la revărsat acolo și am intrat pur și simplu pe or, unde aveți biroul ăla, adică dulapul ăla foarte frumos cu șprițierea de a se spală copiii pe mâini, cu ortii de aia care se trage, deci foarte frumos. Atâta ce am făcut. În restul unii m-am dus. Lăsați-mă să... Ce să-ți rezolv? De ce nu lăsați-mă? Am și o discuție, deci la rândul meu domnul director are dispus, am și o cuvântul din partea mea să spun și eu ce le-am constatat eu. Și e bine să mergem mai mulți să constatăm. Am cerut și domnul primar, am cerut și comisia de toți care suntem în... Asta pentru școală, n-am mers nimeni. M-am dus eu, domnul patron a plecat, l-am locuit domnul Magdalena, am mers domnul director și mai ia pe mine acum, care a venit șmecherașul de la școală, dă noroc cu domnul director și cu domnul Vici. Aia care-ți băga pe prin școală, care zice dumneavoastră că sare geam. Păi cum să vină, mă, un copil de la care face școală să dea noroc cu domnul Vici și cu domnul director? Dar cu mine noroc? Da, acolo în față. Nu m-am uitat la ei, zic, cum un copil. Vă rog frumos. Sunt niște copii. Vei, sunt niște copii, dar nu ziceți că eu am fost la copii în clasă. Deci nu am fost până pe ori și în partea dreaptă până la toaleta care este în partea dreaptă în școală. Atât. Deci, restul nu am... Dumneavoastră aveți o prostatură impunătoare. Sunteți foarte vocal. Dar în momentul intrați într-o instituție de învățământ și vorbiți... Dar nici nu aveți voie să intrați în timpul... Dar n-am intrat, că am intrat pe spatele școlii, nici n-am intrat pe școală. În atributul consilierului local e acela de a controla școala și directorul care este... Și atunci ce datorie am? Eu n-am nimic cu dumneavoastră. Aveți multe datorii pe care trebuie să la deplină. Eu am impresia că astea sunt pentru multe interese. Eu vreau să vă spun... Elena, lasă-mi vă spun. Da, că nu trebuia să fac un proces verbal, zic constatare. Haideți să ascultăm și pe domnul primar să vă dea altă. Deci eu am fost astăzi la școala de Bugești. Eu merg săptămâna la toate școlile din comun și puteți întreba cu oricine. Ați mai mers și prin străzi, domnul primar, cum ați trecut ieri. Tot la fel treceți mereu de la 3-4 luni. Tot pe acolo ați trecut și tot așa ați lăsat. Dar nu despre asta e vorba, acum decât vorba. Dar ce să mai ziceți? Eu sunt mulțumit de felul cum arată școala Drăguței. Eu v-am zis parte de paletă, parte de funcționare a centrale și atât. Și ca proces de învățământ, ceea ce pentru toți este foarte important. Copiii noștri sunt acolo. Sălile de clasă sunt săli curate și îngrijite. Partea de acces, holul este modernizat, reparat anul trecut sau acum 2 ani. Am schimbat tot ce înseamnă gresie și parte de furnir. Școala se încălzește pe două centrale cu combustibil solid pe lemn. Una dintre ele cumpărată, cred că acum 3 ani de zile, că eram primar eu dacă am înșel, sau 4 ani de zile, un Fusion de 45 kW, care în serie cu cealaltă veche, din 2002 sau 2003, din punctul meu de vedere funcționează destul de bine. Eu, în perioada 2002-2005, am avut ori la Drăgugeci cu aceeași centrală, în aceeași școală prost izolată sau în alt fel. Nu, școala este izolată pe afară, în 2001, numai băncii mondiale, este cu termopan și pe interior și pe, de fapt, nu, pe exterior, tâmpărie de termopan și la luci la ferestre.
eu, în afară de zarva asta care se face săpunar la noi legat de copii, nu știu dacă ar fi acolo o problemă. Că nu a fost suficient să pun lichid la ora 3. E normal, până la ora 3 l-au folosit, nu au putut să completeze. Avem o problemă cu forța de muncă. Eu am fost cel care l-am rugat pe domnul director să oprească rezervorul, să spun așa, robinetul, să nu mai angajăm 2-3 forchiști pe an, pentru că nu le permiteți să plătim. Avem un singur forchist, căruia i-am făcut un program așa fel încât dimineața la ora 4:30 să fie în școală, să asigure căldura până la ora 12 sau până la ora 3, când pleacă, când sunt la jumatea cursului, să spunem cei de la gimnaziu. Repet, toaletele, este adevărat, sunt într-o clădire externă, la partea aproape de ieșirea elevilor, pentru că nu se pot face altfel. Dar sunt curate, sunt îngrijite, sunt cu faianță, sunt cu grese, sunt căldură și cu apă curentă. Nu știu ce ar putea să fie mai mult de atât. E adevărat, poate ne dorim cu toți școli ca în Anglia și eu îmi doresc, credeți-mă. Nu, nu, nu. Și străzi ca în Anglia. Vreau după ce termina să vezi cu toți împreună, aș vrea să vedem. Păi n-ai tupeu. N-ai tupeu. Dă-te la fața locului. Nu aveți. Dar ce din nivelul ăla? E rușine de ceea ce este acolo. Vin rușine, pur și simplu. De ceea ce este acolo, vin rușine. Să mergeți acolo la fața locului, să vedem că a fost o săptămână de vacanță, să vedem ce este schimbat. Domnul Buse, vă rog frumos să vă controlați și mă controlați, domnul, n-ar fi estimați nicio calitate să-mi urecheați contul directorul de școală, primarul, viceprimarul sau consilierii colegii. Ce-am făcut eu? Vă rog să-i urecheați. Asta înseamnă urecheați din vedere. Felul cum vă comportați și felul cum mă trageți la răspundere. Păi dar nu am zis să mergem la fața locului, de ce vă rușine? Din punctul meu de vedere aș propune, nu știu dacă sunt în calitate sau să mă interesez, să înlocuim. Dar eu îmi dau demisia, am zis de astăzi. Eu consider... Băgați-l pe patron, a tras totul dat, mă, nu a fost acolo. Dar pentru că aș fi mutat în fate. Nu ne avem niște școli, dacă se poate. Nu, dar uite de astăzi, deci eu supuneți la vot, să meargă altcineva. Luați un PNL sau un PSD, domnul primar, și vă zic ce acolo trebuie oamenii care stau din gură. Deci, domnul, da. Că nu vrea, dacă așa și lăsați pe cineva care nu se duce din loc. Deci eu de astăzi nu o să mai fiu în combinul asta. Și vreau să-mi iau ca ultima ședință, să mergem la fața locului, să constatăm ceea ce a fost înainte de procesul verbal și ceea ce găsim la ora actuală după o vacanță de o săptămână. Să vedem și eu și ce găsim în afară de ce am spus. Și ce a fost acolo? Dar zic anume. Clar. Ce s-a constatat? Dar de ce să mergem acolo? E cel mai bine de mers la fața locului. Dar să mergem la fața locului. Eu m-am spus. Domnul Buzek este deranjat de toalete. Toaletele sunt vechi. Toaletele sunt murdare de acel calcan. Deci ca să fii, deci poți să zici și eu trei cuvinte. Deci am mers în prima fază cu toții, da? Am constatat una la mare. Deci și placa la WC-ul care WC-ul ia să pusă pe aia este crepată. Deci placa, da. Capace pe toalete nu sunt. Toaletele foarte vechi. Un robinet nu funcționa deci nu, deloc de apă la partea băieților. Dar s-a spus domnul Busiu că a fost remediat această problemă. Stați, doamnă, Sanciu, stați, lăsați că vorbesc eu. Robinetul când m-am dus la ședință, l-a scos de tot, am poză. Deci prima dată robinetul nu funcționează, a doua ghiuvetă fără robinet. Așa este domnul director. Deci prima dată când am fost și am constatat, robinetul nu funcționează. La toaletă. La toaleta de băieți. Când a venit la ședință, robinetul lua de tot. Dar să nu mințim. Doamne, Buseu, eu am și data. Da, și la mine tot data. Rubinetul nu mai era. Deci rubinetul nu mai era la a doua ședință. La trei ședințe, rubinetul a fost scos. A fost scos, da. Câte ședințe am avut? Trei ședințe, una din constatare. Două ședințe, da. La a doua ședință a fost scos rubinetul. Ne luăm de un rubinet acum. Nu, dar de ce nu vreți să recunoașteți adevărul? Sunt singurul director. Da? Dar nu sunteți dumneavoastră acuzat. Nu e un pic, la propunerea doamnei Bădin. Cu acei copii de pe vale, sunt singurul director care a luat decizia să trimite microbuzul școlar pe vale. Și v-am spus și dumneavoastră, am trimis microbuzul pe vale. Sunt părinți care nu-i urcă la microbuz și vin cu ei pe jos pentru că, vezi, domnule, nu și-au luat pachet. Ok, șoferul îi așteaptă, mai întârzi și cu ai noștri la Helegiu, pentru că trebuie să facem cursă și vrătila și... E ok. Dar în momentul în care, și îmi pare foarte rău că, dar nu-mi stă mie de asta să pun să facă poze, eu nu sunt cu pozele. În momentul în care găsește șoferul, fac la mizerie, între scaune, copilul făcându-și nevoile, pe scaun, între scaune, ajungând la Drăgugești și apucându-se să curețe pentru că un alt copil vine și urcă acolo,
vă spun sincer, apropo de robinet și de asta, copilul, sunt 144 de copii în școala gimnazială Drăgugești. Dacă de 140, nu zic, zic de 50 de ori, ia și zăpăcește robinetul așa, într-o săptămână de zile este gata. Eu nu pot să stau acum să știu că în ziua respectivă când a fost noi astăzi, imediat ce s-a stricat robinetul. Dar nu s-a stricat. Se schimbă, e un robinet. Dumnezeule, de ce vorbim? De 20 de ani. Aici nu avem nicio șansă, indiferent cine este consilier, în afară de PSD și PNL. Este deci nu mai este nimeni să zică nimic. Deci să vedeți cum se retrage și intrau, să vedeți cum funcționează toată școala. Nimic, totul original, totul nou. Cum e altul, un consilier, cum nu poate să zică nimic, n-are ce dreptate. Schimbați și mergeți înainte, mai aveți un an. După aia mai demăți să amândim. Deci, la toaleta băieților este suspendurcesc. La toaleta fetelor, avem vase de bine. N-aveți capace acolo, am cerut atâta, n-aveți capacele de toalete. Și ce am spus? Deci altceva n-am zis nimic. Deci nu m-am dus pentru altceva. Atât am cerut. 12 țiere de alea de săpun, un val de la tărtii care vine automat, ia tărtii, că așa e frumos. Înainte când eram la școală era prosop, da, era adevărat. Avea fiecare prosop el nostru. Acum este o șmecherie acolo, pot sârmă, ce dracu ea, nu pot să-mi dau seama. Da, pune dumneavoastră, dacă știți, ce reprezintă aia acolo, drăcea aia acolo. Domnul Gusiu, dacă mă lăsați și nu mai sunteți atât de vocal, păi spui ce era cu sârmă aia acolo, era un sistem de prindere și la primărie există, a celor recipiente pentru dezinfectant. Ne-au obligat, pe timpul pandemiei, să punem acele recipiente în perete. Recipientul a fost dat jos, a rămas acest sport. Dacă sunteți obligat, faceți. S-a dat jos. Eu propun să trecem mai departe. Da, da, ce mai departe, că asta e în plus. Discutăm. Deci eu de astăzi vă retrag din comisia aia. Deci alegeți pe altcineva ca să fiți clar. Și să-mi iau de acum cum cred ei. Deci eu atât am putut face, atât mă retrag, eu sigur. Domnul Muzeu, vă mulțumim, îl invităm pe domnul Melinte să ne spună problema dumneavoastră. Aici ducăm din un cultural la Brăila. Nu, salut Brăila, nu-i mai funcționează lampa. Asta îmi zic, acolo e o fila, un an de zile și acum nu mai vezi. Da. Și mă rog, dar dacă trebuie să spun la mără. Am văzut că mă arăt. Da, dacă ce se întâmplă? Noi încă atunci când am schimbat cuvântul din comună și am trecut pe cele cu LED, nu este mult mai greu să le înlocuim ori de câte ori încălzitul lampă care nu funcționează. Asta pentru că puteți spune lampă cu totul. Înainte când le rămâneau pe obiectul acela care am văzut pe consoliu, schimbai băie cu jertul. Acum le schimbă lampă. Eu sunt de ele. E 100 și ceva, 200 lei, tot fi, nu știu exact. Trebuie să primesc că nu pot achiziționa. Eu mi-am făcut firma de mentenanță, nu avem un contract mereu, am repetat cu video. Așa, vreau să caut să schimb firma respectivă și nu este o soluție. Da, domn primar, dar firma asta care o avem noi aici e jalică. Dacă, de câte ori v-ați luat până să vină el să rezolve acolo? Deci să știți că toate... Dacă nu vrea să-ți face treaba, lese pe altul tot. La o ședință în vechi, la o zătără ședință în convex. Eu văd că m-am sunat de 5-6 ori și l-am sunat și el nu vin. Să știți că, din păcate... Nu mai zicem nimic, asta e vreo. Eu unul n-am mai întâlnit firme servoase de foarte mult timp în zona noastră, pentru că lipsa omului e o problemă gravă pentru noi. Nu mai au specialiști, nici cea de la electrice, nici cea de la patiserie, nici cea de la materia de construcție. Și o problemă gravă, să știți că este asta, eu am simțit-o. Nu are cu cine lucra, nu doar Sorin Chiper. Sunt mai mulți, dar nu știu dacă e bine, disciplină. Îți veniți la... Eu nu spun aici nimic, doresc o știu comisia de constatare. Da, am reținut și o să zic de astea o schimbă. Când mă tiram schimbat să mă trecut din greșe, am început. Da, zic, dacă tot se repară la grătirea, poate se repară și la două grătirea. Da. Dar tot e firma acum aici. Sub ELG-ul sunt câteva zece ani. E problemă destul de gravă cu asfaltul respectiv, nu arde deloc bine. E o problemă care va fi destul de greu pentru noi să ducem la capăt, ținând cont că vorbim de un contract de reparații. Un drum de 4 km, cu o lățime de 7 metri. Am făcut o prognoză, să spun așa, cu firma de construcție, să-mi dea o soluție. M-am gândit la un moment dat să punem un strat de muzură, așa cum a fost pus din naționale din zona asta de podă, unde au fost accidentele. Nu e cea mai bună idee, pentru că e o problemă cu terasamentul, în urma canalizării, pentru că a fost odată la adâncime destul de mare. În unele locuri, în timp, crăpăturile au dus la degradarea, cum se numește asta,
o să fie greu la anul sau peste 2 ani, va intra sigur în reparații, arată mult, mult mai rău decât cei de la Brătirea. Dar cei la Brătirea arată bine, cel puțin până în partea de centru, acolo la, la magazine. Cei de la Brătirea nu arată bine deloc. Și din ultimele socoteri făcute cu proiectant, undeva în jurul 2 milioane de costă tot ce înseamnă reparații pe 4-5 km de asfalt. Lei sau lei? Doar cu un singur strat. Lei? Lei, lei. 20 miliarde lei. Toți s-au scumpit și știți cu toții, pentru că nu toți construim astăzi, toți avem abar, ce înseamnă un sal de ciment, ce înseamnă un fier, o rigi. Și vedeți că s-au dublat sau chiar s-au triplat în ultimii timp. Nu știu dacă o să ne permitem să le fărăm, o să fie o problemă gravă asta și de ce care va veni după noi și ce care va fi mai târziu, dacă pe măsuri intrase pe jurul verbitale mai putem construi ceva nou, pe reparații o să fie destul de greu. Va trebui ca toți banii de pe bugetul local să îi îndreptăm către reparația unui drum, în situația în care noi astăzi ne învățim la 1 milion de lei, asta în urma ultimilor contracte de concesiune sau a dosarilor de urma celor care au foarte multe datoriști, pe care le-am făcut pe prim sau încerca să mai dăm bugetul. Eu primar, dar din bugetul cel local, eu cred că ar trebui un împărțit exact pe satul ăla. Iar o să rămân în Brătila fără turnarea asfaltului, merge la Delembani. Eu văd care e problema. Nu. Eu vă spun că și eu, și doamna Dovic, și toți cei care au fost, de fapt doar noi doi, patru face, cred că am fost destul de echitabil pe împărțirea banilor pe fiecare sat. Avem în fiecare sat drum principal asfaltat, avem străzi, mare parte de la prima asfaltate, pe Brătila, clar, și se va repara drumul, pentru că începând din primăvară vom începe canalizarea și apa. Să dea Dumnezeu să ne intre o firmă care să fie o firmă serioasă și care să se înhame la muncă și să finalizeze cât mai repede. Pentru că m-am săturat de firmele serioase, uitați-vă la Căminul Cultural și la Dispensarul, că nu știu ce să mai fac, nu le mai pot termina. Ambele sunt lucrări începute, finalizate 90%, peste 90% și nu fie domnule să-și termini treaba, pentru că au fost contractate cu sume mai mici în urmă cu 3-4 ani și astăzi lucreau pe sumele de astăzi. Ticălosul ăsta, nemernicul ăsta care lucrează la dispensar, are aceeași lucrare și la dispensar și la Căminul Cultural, David de la Tuta, lucrează pe la șapca, cum mai face șanțul, m-a spus să-l sună, că nici nu poți să realizezi contractul în situația în care el nu mai are decât făcut o fațadă. Interiorul e pus gresie și faianță, e tenguit, mai are transgredul și de pus gresia pe jos. Adică numai lucrările grele, lucrările mari de infrastructură, de sperană, de căloșuială, au fost făcute, de consolidare. La fel la dispensar. Dispensarul uman este terminat 98%, 99%. Nu mai trebuie decât în două cabine de jos să pună două linoleiuri, acele care se pun igiene, să nu se pun la... Da, nu-i parchet. Nu știu cum se numește. Domnul primar, este obligatoriu, văd că guvernul ăsta al dumneavoastră, al PSD-ului, unii să vină oameni să declare fost sceptic la primărie. Pentru ce? Ca să mă iei banii la primărie sau ce? E o lege la nivel UE. Dar de ce să ia primărie? Dar nu ești obligat. Te obligă pe la prin fosă conformă, o fosă bitanjabilă sau o fosă făcută după norme și cu bază din comerț. Cel care are 3 tuburi în grădină, cum aveți cei mai mulți, acum aveți cei mai mulți dintre noi, nu știu dacă e conformă sau nu e conformă. Cert este că trebuie să vii la primărie și să o declari în registru, iar noi la rândul nostru să o anunțăm, către agenția de mediu. Nu știu cine controlează dacă ai sau nu ai canalizare, nu știu cine amendează sau cine sancționează, apar n-am pe ce nu-i spune. Dar oamenii au fost anunțați? Da. Da? Da. Deci bine să vă întreb. Băieții care au lucrat la dispensar, poți să vă dau ideea de a sta în brazie? Care a fost la dispensar așa frumos, la de aia? Brazii aveau 20 metri înălțime, aveau un puțin pe micolta. Măcar el locuiesc trebuiau, păcat. Acolo om pe-o las dacă îți mărtea pe bancă, mai la umbra. Sau cineva care ți-a înainte. Deci nu are niciun aspect din punctul meu de vedere. Deci el poate pune noi acolo. Ce mi-a dat? Da, mulțumim, domnul Stoica. Haideți să o invităm. Respectăm ordinea, vreți să încheiem? Nu, eu vreau să spun tot de asfaltul de la Brătila. Eu am avut întrebări, dar pot să primesc răspunsuri subținte. Proiectul pe care s-a liniat cu alimentare cu apă, cum se cheamă exact? Cu canalizare și tare cu apă.
Se numește înființarea sistemului de analizare și alertare cu apă în satele Brătila și Drăgucești. Sau Drăgucești și Brătila. În Drăgucești vorbim doar de parte de canalizare, în Brătila vorbim de parte de alertare cu apă și canalizare. Încă nu am finalizat documentația de obținere a vizilor, pentru că a durat destul de mult ridicările de topo și ridicarea topografică, pentru că n-a fost deloc simplu, ținând cont de... Da. Nu tot ce detalii, vreau contract. Asta vreți. Nu. Ați semnat contractul de finanțare? Nu. Contractul de finanțare? E și proiectare? Da. E proiectare sau faci? Sau e separat? Proiectare și execuție va fi contractul pentru a câștiga timp. Pe banca s-a alinit măsura nouă, toți cei care sunt eligibili și acum suntem eligibili, se semnează contractul în momentul în care se urcă pe platformă, așa cum am făcut pe PNRR cu celălalt proiect care nu le-am lucrat. Ca să urci pe PNRR trebuie să ai vizile obținute și inclusiv Daniel. Dar aveți idee, o convenție s-a semnat, nu? Convenție, da. Care este termenul de execuție? 4 ani de zile. 4 ani de zile. Da, eu sincer nu înțeleg un lucru și vă rog să mă contrazice și m-ar bucura să mă înșel. Și am văzut că în Brătila cu niște argumente de genul nu vreau să fac un drum, nu vreau să fac o stradă pentru că urmează alimentare cu apă, da. Dar în Drăgucești ne urmează să faceți canalizare, asfaltați. Nu, am asfaltat o stradă care deja era bugetată și am lăsat loc și pe stradă și eu dreapta. Am îngustat atât că s-a putut foarte carosabilă. Și a rămas și în stânga și în dreapta zonă suficientă pentru a veni canalizarea. Deci nu se strică nimic, să fie foarte clar, nu se strică nimic din investiția de 450.000, atât am văzut. Chiar dacă se strică ceva, chiar dacă se strică ceva, cu firma respectiv va aduce la starea inițială, așa cum vă trebuie și la... Păi aduce la starea inițială pe banii cui? Pe banii consultorilor, ce pe banii noștri? Păi lucrările respective. Este parte din proiect. Toate lucrările și toate proiectele în derulare aduc la forma inițială toate drumurile pe care le... Dar, domnul primar, și cine plătește asta? Constructorul. Cum să plătească constructorul? Păi, beneficiarul parte, plătește. Parte din proiect. O să fie neprevăzute ca la orice proiect. Deci, domnul primar, repet și spun, eu înțeleg că vreți să faceți lucrări. Nu aveți o strategie bună, nu aveți consilieri buni. Peste tot asfaltați, mă rog, turnați pe tâmpul în urmă să faceți canalizare în teren. Da? Trebuie să stricați. Canalizare în Drăgucești. Deci faceți canalizare și apoi am făcut drumul, ca să știți. Deci puteți să verificați. Doar zona de la Bulăiasa în sus n-a fost făcută canalizare. Este partea unui proiect de extindere canalizare din Chele Giu și în Deven. Și dacă mă ajută Dumnezeu, aș face mandatul în 2024, sper să am mare parte din comuna asta canalizată și cu apă. Atât de apă cât este, cât este și asta, cum ne străduim. Dar nu asta, să vă ajute Dumnezeu și să ne ajute. La fel se va întâmpla și la DLN. Ce trebuia să fac? Acum 4 ani când am făcut drumul respectiv, să aștept să am bani pentru canalizare? Nu, să faceți canalizarea întâi. De ce n-a făcut dumneavoastră? Pentru că, slavă Domnului, deci domnul primar, să ajungeți la performanțele mele administrative, acum să care-ți doamna Răbădic? Toate drumurile comunale au fost ia sumați-le, doamnă. Da, alimentare cu apă, alimentare cu nu, însumați-l pe kilometri, ziceți cu că cu ei vreți să vă reamintesc alimentare cu apă în 3 sate? Deci știu că au fost foarte mult. Păi și atunci ce mă întrebați? Nu, eu vă spun, pe care sunt 3 sate? De Lei, Drăgucești și Brătila. De unde am pornit, domnul primar? Nu, domnul, de Lei și Drăgucești, atât. Și Chelegiu, nu Brătila. Dar Chelegiu n-a sătă nimic, n-are alimentare cu apă. De ce nu are, domnul primar? Și asta vreau să vă întreb. Are alimentare cu apă? De ce nu are Chelegiu alimentare cu apă? Ia spune, în ce stadiu este rezervorul? Nu ați fost în tare să obțineți autorizația de construire din 2011. În ce stadiu este rezervorul? Domnul Busuioc, în ce stadiu este rezervorul? Avem o expertiză tehnică foarte bună, să știți. În ce stadiu este? În stadiu foarte bun. Deci de cât timp nu s-a lucrat la el? De când n-ați mai avut autorizația de construire? Pe timpul mai alunecat în 2011. De 6 ani de zile, da? Nu. De 9 ani de zile. De 12 ani. Nu, domnul primar, eu nu mai sunt parte din 2015. Nu vă faceți să văd strângența care vine cu toate documentele și pentru urmați aici. Așa. Deci, în 2011, proiectul respectiv nu are autorizație de construire. Și știți foarte bine lucrul ăsta. Spuneți-mi până când s-a lucrat. Deci n-a fost să obțineți autorizația. Nu, domnul, dumneavoastră găsesc primar din 2016. Nu, din 2015, în ianuarie am născut și v-am lăsat pe dumneavoastră, domnul primar. Nu, din 2016, în ianuarie, să știți. Da, exact. De atunci. Bun. Deci rezervorul... Dar n-are rost nimic. Are rost, domnul primar, cum să nu aibă rost? Are foarte mare rost. Ați lăsat o investiție, s-a băgat miliard de acolo. Chelegiu s-a făcut traseu alimentare cu apă, nu ați fost în stare să terminați în 9, 6 ani, 5 ani, 4 ani, câți vreți dumneavoastră? Eu vă spun că de respect nu poate dezvolta. Un rezervor, spuneți-mi de ce nu ați avut, dezvoltați-o. Nu poți să dezvolta, pentru că nu v-ați făcut treaba.
Dar de ce n-ați făcut-o? Eu nu mi-am făcut-o, domnul primar, dar domnul va vota, oamenii va vota pe dumneavoastră. Tocmai asta fac acum. Păi dar trebuie să spun, oamenii va vota pe dumneavoastră că eu nu mi-am făcut treaba bine, că așa spunea și un coleg nostru de la Dărugești, și că nu am făcut proiectele bune și că dumneavoastră sunteți cel care le reparați. Susțin, da, și dumneavoastră sunteți cel care le reparați. De ce nu le-ați reparat, domnule? De ce nu aveți ce să susține, că n-am făcut proiectele bune. Nu proiectele, nu execuția, n-am făcut proiectele. De ce nu le-ați reparat? Deci eu vă spun că lucrarea respectivă a fost oprită în 2011 pentru că n-ați autorizat de construit. N-ați fost în stare să o fieți până în 2015. Din ce cauză știm amândoi din ce cauză. Nu autorizați de construire. Autorizați de construire, ba da, care era inspirată și nici măcar n-a fost prelungită. Nu se poate obține. Am făcut de anul trecut, de acum 2 ani, am început demersul să fac o expertiză tehnică, care astăzi eu am în primărie, făcută în urmă cu 200 sau 300 săptămâni. Am încheiat contract pentru restul de executat pe fapt energiu. Sper că în primăvară să dăm drumul la lucrarea la ceea ce a fost băgat în pământ. Nu vă spun că avem și un graj întreg de rămas acolo. Și știți foarte bine cum a rămas acolo. Da. Trebuia să nu fie acolo. Păi de ce nu le-ați folosit? Unde trebuia să fie? Cum să le folosesc, doamnă? Să continuați investiția. Dar eu pot face de capul meu fără să respect legile de astăzi, fără să am contrazi de construire, fără să am o firmă care este... Deci cine ați obținut tot, domnule, că de astăzi suntem primari? Păi, asta fac, domnule, am ieșit privat ca să obțin autorizațiile astea, nu prin 6 ani de zile. 6 ani de zile, domnule, și investiția aia, credeți că mai este în parametri de 6 ani de zile? Da. Da, așa au spus specialiștii. Deci LG-ul se poate fi asigurat că va avea alimentare cu apă. Da, eu am făcut rețeaua de alimentare cu apă și nu legiul, domnul primar. Doar că dumneavoastră nu aveți interes să puneți oameni să branșeze la o rețea nouă cu conducte curate, cu conducte lungine. Ca să plătească niște bani, plus. Nu știu de ce nu aveți interes să terminați acel rezervor. Repet. Înseamnă că sunt un primar bun și țin la oameni de mine. În sașul nici nu avem fiat. E părerea dumneavoastră. Să aveți propria părere. Da. Deci spuneți că această investiție de 450.000 care ați făcut-o în Drăgugești, da. Da? Nu va fi stricată. Nu. Da? Nu. Și banii nu vor fi aruncați. Deci nu va veni canalizarea pe acolo, da? Da, nu va veni canalizarea pe acolo. Și va avea loc pe stânga și pe dreapta să se facă acele cămine pentru canalizare. Cât îi crezi că o să fie pe 800 de metri linear? Mii? Dar ce facem cu drumurile care sunt făcute și nu au canalizare făcute dumneavoastră la Drăgugești? Păi de ce face? Cine plătește cheltuiala? Sau care nu au certificat de... Nu au măcar... Tot veniți să-i zăpăciți. Domnule, eu am fost niște oameni care m-au votat. De ce să stau acasă? Vă deranjez? Mă, chiar mă deranjează, cum trebuie să știți. Nu-ți spun sigur. Dacă nu reușesc să faci față. Și să avem bunul simț, măcar să știu că... V-am întrebat chestii personale? Nu sunt personal, dar sunt și personal între ei. Sunt e vreo chestie personală să vă întreb de ce faceți niște investiții pe care le explicați? Știu de ce n-am continuat lucrările. Nu, eu nu știu de ce. 6 ani de zile amintițile. Amintițile. Deci nu este normal cum procedați, cheltuiți niște bani de loc puțin să faceți niște lucrări pe care le explicați la anul. Și celor de la Brătirea le spuneți, nu vă băgăm apă, că urmează să stricăm drumul. Celor de la Drăgugești nu contează să facem canalizare. Dar vi se pare dumneavoastră că o stradă din Brătirea arată astăzi mai rău decât o stradă din Drăgugești? Strada Ciuși, pare, sper să o știți cum arată. Sau cel puțin cum arată înainte. Da, da. Eu vă spun că era una din cele mai rele străzi din comun, la fel cum strada Busuiesc, cum strada Bolan din Brătirea. Busuiesc nu-i bună și răi. Nu mai aveți de strada Busuiesc a făcut strada Bolan, este inaccesibilă pe o parte din ea. Dar se circulă, este balastată, este îndreptată, este săptămânal balastată și îndreptată cu utilaje. Nu am auzit niciunul să rămână acolo și să nu iasă. Nu am auzit să mâncă pe mașină de gunoi, să mâncă pe mașină de pompieri. Eu zic că e de rei. Știm cu toții că e ușor aici, în fața mea și în fața camerei de luat vedere, da? Să ne dăm cu părerea, să ne era mai bine atunci, că era mai bine astăzi. E o chestie logică, nu așa faci simt. Acum să strigi la anul tău primar și Dumnezeu. Nici logic, doamna Bădinilor, pentru că nu stricăm nimic. Nu stricați. Nu stricați asfaltul la de lege? Ce stricăm? Asfaltul. Dacă faci canalizare, se strică? Nu! Nu! Se va strica doar acolo unde chiar se impune și repet, acolo unde se va...
strica pentru supraversă, dar asta fac supraversă, că filmul e specializat. Pe banii constructorului, nu pe banii sigur, banii constructorului. Să mă întrebați acum. Să dea Dumnezeu să banii pe așa de și să fiu întrebat atunci. Dacă nu se rămâne asfalt, poți așa cum este el, și oamenii se circulă cu mașini în condiții normale, contrează să se circulă cu 6 ani în urmă, sau cu 8 ani, sau cu 10 ani. Da. E foarte simplu să întâmplă. E foarte simplu. E simplu. E foarte simplu. Dar eu mi-am propus și mi-am impus lucrul ăsta și sincer vă spun, este ultima dată când eu în discuții mai am cu tătări dumneavoastră trebuie și nu știu. Tu prima dată vă întreb, sunteți obligat? Să nu mă mai întrebați. Eu nu sunt obligat să vă răspund. Ba da, sunteți obligat să răspundeți. Nu vă spun, eu vă spun înălțile voastre și dumneavoastră mie. Să mă întreb cu consilierii mei și consilii locali și oameni care mă vădă. Să nu mă mai întrebați. Poftie? Dar cum adică? Dar nu sunt obligat să vă răspund. Ba chiar sunteți obligat să ne răspundeți. Pentru că cheltuiți banii pe care noi i-am aprobat. Nu vă cheltuiți banii de voastră. Unde aveți extindere de iluminat public? Peste tot. De comunul a fost nevoie. Unde? Spuneți-ne și nouă, am văzut că n-ai întâlnit. Unde aveți extindere ca să știm și noi? Toată fel că ai făcut extindere de mini, tot de lemn. Anul ăsta. Nu s-a mântuit. Ciuciu. Nu, am văzut în achiziții. De ce că aveți extindere de iluminat public? Unde s-a făcut? La Drăgucești pe Mare. La Sorină cu Strecioartea. La Drăgucești pe Mare. Nu, nu știu, dar de anul trecut. Acum e cu la Drăgucești pe Bani, de la Prențu și până la capăt, la mare magazin de acolo. Nu este? Domnul Stoica, extinderea de canal de iluminat public de la Prențu până la tine la magazin făcut în nouă anul ăsta există? Urmă, noi, cu stăt, noi, am baște. Dar de rețeaua de loc? Dar cât de spațul stânt? N-a fost niciodată rețeaua. Ne-am făcut, n-a fost nicăieri. Nici pe Felca, nici pe serpentine la Adelea, nici la Drăgucești pe Vale, nici la Brătila, pe cele două, pe cele trei străzi, Duhal, ajută-mă că nu știu. Acolo în cioarța de sus, ambele drumuri. Așa, toate drumurile sunt făcute extinde, nici aici pe DN-ul de la Port. Hai, mă, nu mă uităm în cioarța de aici, tot vorbiți. Nu, dule, vorbesc la general. S-a precizat că anul trecut s-a făcut pe Duhalul, iar de sus. S-a precizat că s-a făcut. Și o ultimă întrebare, domnul primar, și eu închei. Când este termenul, când expiră termenul de construcția căminului la Hilgin? A fost prelungit. La anul trecut, nu mai e după așa. Iulie, nu? Iulie. Se va cadra în termen, dar nu știu. Dar nu va fi până la termen. Ce dracu mergeți și rapidă, domnul? Păi am repetat discursul din ori, este vechiul. Tractorul era fiecare în parte. Trebuie bătul dreptul ăsta. Ce să-i fac? Nu l-am bătut și l-am bătut și l-am bătut. Dar tu ai impresia că vii într-un vii, părinții mei stau în fața căminului cultural. M-au nebuit, mama mea merge la dispensar în fiecare lună, că e diabetic, că e fai de capul ei. Cum o să fiu și eu, v-ați spus și eu, m-ați nebuit aici. În fiecare mers la școală, dispensar, asta o întreabă oameni. Băi, dar nu mai termină ficiorul dispensarul ăsta? Nu mai termină, că nu am întâlnit o firmă care nu vrea să-și facă treaba. Și apoi nu este nimic foarte greu și nu sunt poate nici treaba, adică nu. Nu este nimic terminat, nicăieri. Da, nu se uitați parcarea, deci, e terminată? Eu știu, nu vă contrazic. Strada e parcată? Deci, eu nu vă contrazic. Maria, dați-mi ultimul lucru cu om care trebuie să vorbesc. Dar la fel, dar oricum nu este terminat. Sunt putin. Maria, ai făcut o mare parte de făcut. Și știi foarte bine că o folosești. Mă, 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 și pe o parcare. Deci, eu nu vă contrazic, domnul primar. Păi ești bună, dar nu-i terminat. Domnul Zănescu, hai să-i explic și Marlu Marian, pentru că ea mi-a explicat de trei ori, dar el nu înțelege. Ea te explică în fața forțului. Nu înțelege dacă trebuie la primărie. Nu înțelege ori nu vrea să înțeleagă. Domnule, dacă vă amintiți când ați aprobat o listă de investiții cu parcare, ați aprobat parcare și sistematizare, curte, cămin, cultural. Dacă căminul nu-i finalizat, cum dracu să vin să fac garcuri, să pun pavele, să mă ia doamna Bădic chiar să mă întrebe de ce fac ca să stric iasă la din cămin. Așteaptă să termin căminul cu ticălosul ăla și apoi o să facem și curtea căminului, cum e normal. Interesul meu a fost să băresc tot centrul ăsta, să nu mai parchezi omul pe toată banda, să putea circula. Uitați-vă că ești acum în fața, atunci dacă nu e bine, mă închid, băi, nu e bine. Dar toate mașinile sunt parcate, de aici până jos în centru. E un centru foarte aglomerat. Da, nu aveai, stricat totul primat, nu a avut. Dacă nu uitezi bine, tu ești stricat scările. Și amintezi și așa. Dar zic că n-au voie, după care se pun una pe gara, tot e făcut de tine. Mai, n-ai de o zic, dar nu i-am trecut ca mine. Nu i-am trecut ca mine aici, știu foarte bine. Deci, ca și cum o putem zi. Da, pentru că discuția după aceea și nu reușim să zic. Ca și concluzie la acest proiect, stimați colegi, nu e obligatoriu prezența. Dacă ceva nu vă convine. Ca și concluzie la acest proiect, domnul primar, există riscul să dăm banii înapoi cu penalități? La ce? La proiectul de la cămin? Nu.
Nu, căminul de la Elegiu nu este în grafic așa cum ar fi trebuit să respectăm prima perioadă, conform contractului încheiat acum 3 ani de zile, a fost o perioadă prelungită printr-un act adițional cu avizarea firului de la Briaș. Suntem în perioada de execuții, căminul nu mai are decât depus tavanele, rigizul, pentru că partea metalică este pusă, s-au pus termopanele și se vede, s-a făcut termoizolația exterioară și se poate vedea, este făcută tot ce înseamnă tencuială, urmează să dea glet, am renunțat la partea cu centrală termică pe combustibil solid, pentru că din experiența mea și a doamnei Bădic, căminile care le-am făcut până acum cu cazane nu sunt folosite. În primul an am folosit ruginești și nu le putem folosi. Și am ales o variantă de invertoare pe curent. Două, trei activități anuale care vor fi în perioada ieri, dacă vor fi. Pornim invertorul, se schimbă temperatura, nu stăm în chimonul acolo. Da? Dacă facem o serbare de Crăciun sau de Sfântul Nicolae, dacă vom face. Da, deci s-au făcut trei acte adiționale la acest contract. S-au făcut cât erau aprobat la firmă. Erau probleme dacă nu le-a aprobat și puteam abri. Corect, da. Deci, eu să-ți spun cum am dus eu pe linii politică și am le-a ajuns. Nu, dar dacă aveți actul, că mine nu mă interesează, știam că el expiră în decembrie și ăsta nu este un contract care expiră în decembrie și nu arată cu mine care urmează să fie receptat în decembrie. Nu vă contrazic. Deci eu nu vă contrazic. Dacă spuneți că așa stau lucrurile, sunt de acord. Vreau doar să fac precizare pentru cei care nu știu. Acest cămin cultural care este început de câți ani? Spuneți dumneavoastră. De 3 ani de zile. De 3 ani de zile. Pentru care cei funcționari publici din primărie iau 25% la salariul în plus în fiecare lună, da? Este singurul proiect cu bani europeni. Apropo de competență, sunt vorba de 70.000 de euro, deci e vorba de un singur proiect de 70.000 de euro care reușește să atragă primăria. Nu spuneți că eu am meritul ca înființa valului. E meritul dumneavoastră, dar pe acest proiect singurii bănuți există riscul. Eu așa știu. Nu, acum să facem lucrurile pe banii noștri, cu bani de la PNDL. Apropo de performanță, bani de la buget, domnul primar, cu bani de la buget, de principiu pentru important e că se face treaba, domnule Legiu. Luați-vă exemplu la comune în care nu se fac. Să toarnă asfalt, să fac terenuri de sport, să facă bine culturale. Le stricăm după aceea, le facem din nou, important e că se lucrează. Echipă așa, le facem și restul. Eu sunt mulțumit, să știți, și foarte vreau să fiu mulțumit eu. Iar în 2024 deci se va întâmpla. Să uitați că în 2020 oamenii au văzut încă o dată. Înseamnă că au fost mulțumiți. Eu cred că îi respect și eu îi voi respecta în continuare și îmi voi face treaba așa cum trebuie să o fac, așa cum am fost învățat de părinții mei, că am educație și am bun simț. Și știți lucrul ăsta, că l-am, chiar dacă mi-e zifiri câteodată, îmi e zifiri pentru că mă scoate de sănătate și normal să fie așa. Dar dumneavoastră știți bine că vă mai bine decât mă știu foarte mult și tu ne duci apățați pe dala ca să mă scoate de sănătate. Dar de timp am mai pus și eu un pic de experiență, că na, vârsta, părul au de aici, la dar credeți că dacă acolo era altcineva, și nu era dumneavoastră, mi-aș fi avut aceeași conduită? Nu, dar dacă n-ați fost aici în locul meu și toți fraierii ăștia care au 11 acum și care-i tratați și acum îi tratați, nu răspundea nimeni. Nici măcar nu răspundea una. Și nu-i lăsam eu să vorbească? Fraie, da. Ce frumos vorbim. Nu-i lăsam eu să vorbească? Dar nu-i vorba, tu nu erai cu alții, deci erau alți fraieri. Dar nu-i luteam, dacă făceau mine așa, Nu știu dacă este să... Deci eu am 7 sau 8 proiecte pe PNRR pe care le avem încheiate prin firme de consultanță și pe care urmărim să le ridicăm pe platformă și să le luăm. Nu cred că mai avem capacitatea și puterea să mai facem și altele. Nu cred eu astăzi. Nu cred. Pentru că deja sunt foarte mulți bani băgați în fază de dare și se fie, nu se vede nimic. Există în documentațiile astea care le faceți dumneavoastră pe consultanță, există și un procent, un amendament în care ei să-și primească doar o parte din bani și restul la finanțare? Bineînțeles, partea către firma de consultanță se face și acum bine, foarte bine știți, pe toată perioada implementării proiectului. Nu se face numai la ridicare platformă și o spălat pe bun și plecat acasă. Nu, e un proiect pe care... Și dacă proiectul nu intră? Nu, intră, nu și-a bani. Și-a bani pe prima etapă. Sunt 5-6 etape, conform contractului.
30%, 25%, 30% proiectul. Nu știu exact cum e participat pe cumva. Dar clar, nu se plătește banii, pentru că știți foarte bine, e o echipă în spate care se ia, nu se ia doar primară cu toate. Domnul primar, vă mulțumim pentru lămurire, cred că aș vedeți închisă.